Bun venit la Romexpo, unde se desfășoară târgul de turism al României. Este târgul de primăvară, în perioada 15 până pe 18 septembrie. Sunt câteva zile în care se vede trendul pentru sezonul următor și este și motivul pentru care sunt aici. O zi astfel încât să fac sinteză a tot ceea ce se întâmplă vis-a-vis de destinația Israel. Așa că vom sta de vorbă cu câteva birouri care au reprezentanță aici la târg și cu câteva persoane care într-adevăr sunt tur operatori sau organizează grupuri pentru Israel. Și haideți să vedem care este trendul. Uite că am găsit două personalități importante în tot ce înseamnă turismul pentru Israel. Avem un tur operator și, bineînțeles, reprezentantul companiei aeriene. Așa cum știm, El Alul nu mai are birou de reprezentare în România. Cu toate acestea, există altcineva care a preluat acest job. Așa că, în premieră, pe ecrane, vă prezint astăzi reprezentantul El Al. Bună ziua, eu sunt Ioana Bucovechi, account manager la Tal Aviation, GSA pentru El Al în România. Deci El Al are în continuare reprezentanță, nu are birou propriu, ci este reprezentată printr-un GSA, în engleză General Sales Agent, în română agent general de vânzări. Deci are reprezentare în România. Spune-ne, te rog frumos, așa ca idee, cam care este trendul, câte zboruri sunt pe săptămână, cam cum vezi viitorul și cum ți se pare mișcarea spre Israel în general? La momentul ăsta El Al are 9 zboruri pe săptămână până la sfârșitul lui martie, când începe sezonul de vară, când vor avea 13, deci urmează să crească numărul de frecvență la 13 zboruri pe săptămână, ceea ce e un lucru minunat, din sezonul de vară, ceea ce înseamnă ultima duminică din luna martie. E greu să facem acum un pronostic, noi sperăm ca lucrurile să se îndrepte și lumea să capete curaj să călătorească acolo. Avem deja niște grupuri care merg, grupuri, mini-grupuri care merg într-un infotrip, care să verifice, să vadă care este mișcarea acolo și să transmită mai departe pieței din România. Deci sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească și să reluăm activitatea așa cum era înainte de evenimentele din octombrie 2023. Mulțumesc frumos! Oricum, pe zborul pe care l-am avut aseară, am fost îmbarcată la check-in fără loc în avion și am primit locul la poartă, deci avionul a fost full. Așa este, asta voiam să spun, să știți că avioanele LAL sunt pline. E adevărat că după evenimente, concurența noastră, Wizz, Tarom, High Sky au anulat zboruri, El Al a zburat în toată perioada asta, iar acum, într-adevăr, zborurile noastre sunt pline. Super, mulțumesc frumos și am văzut că stați de vorbă, bineînțeles, cu un alt reprezentant de seamă aici, domnul. Gervi Lisei sunt, reprezint Meteora, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Și spune-mi, te rog frumos, cum se stă piața, adică cererea, oamenii, cum? Din păcate, activitatea noastră s-a blocat brusc, începând cu 6 octombrie. Noi am fi avut încă 11 grupuri pe toamnă, toamna anului 2023. Din păcate, așa cum știe toată lumea, s-a asistat aceste zboruri. Sperăm și așteptăm cu mare răbdare să se reia zborurile. Asta discutam cu doamna de la El Al, să reîncepem colaborarea, să reîncepem zborurile și să dea Dumnezeu să fie pace. Ați programat vreun grup pentru sezonul care vine până la sfârșitul anului? Cu siguranță vom avea. Mulțumesc! Cu drag! Și pentru că nu putem trece mai departe fără să vorbim cu alt reprezentant de seamă al turismului, care este tot din aceeași zonă, domnul Nănescu. Mă bucur să vă văd. Spuneți-mi, vă rog, cum simțiți piața din punctul dumneavoastră de vedere? Bună, mă bucur că vă revăd. Suntem prieteni vechi. Destinația Israel, ca și pelerinaj, este preocuparea noastră. Vrem să continuăm, pentru că știți foarte bine, moldovenii sunt foarte credincioși. Și una din preferințele lor pe zona de pelerinaj este Israelul. Cum, din păcate, putem risca? Pentru noi, cel mai important este pelerinul, cel mai important este turistul și nu vrem să ne expunem, sub nicio formă, la riscurile care știm bine că, din păcate, pot exista în Israel. Ne dorim să fie pace acolo și să venim să ne închinăm la Domnul nostru. Mulțumesc frumos, domnul Nănescu, și să avem succes în nou sezon. Doamne ajută, altfel da. Va fi un an turistic bun pentru toți.
Continuăm să stăm de vorbă cu reprezentanții companiilor israeliene care sunt prezenți la târg. De această dată vom sta de vorbă cu compania Elan. Haideți să vorbim cu domnul Andy. Bun venit în România! Te rog să-mi spui care este situația, cum vedeți viitorul și dacă aveți vreo perspectivă pentru anul ăsta. Și prima dată bine v-am găsit în România. Noi tot venim în România, nu stăm acasă, vrem să venim, să ne vadă, să vedem și noi oamenii. Adevărat, am avut un grup, chiar în noiembrie am avut deja un grup în Israel, era un grup din Corea, de creștini, care era foarte important pentru ei să vină în Țara Sfântă, cum orice creștin dorește să vină. Am avut probleme în Israel, dar deja se duce la sfârșit și la știri nu mai se dă că sunt probleme, deci dacă nu mai se dă, înseamnă că nu mai sunt. Eu cred deja că după Paște, pentru luna mai, deja o să apară primele grupurile în Israel, că oamenii doresc până la sfârșit. Eu care trăiesc în Israel pot să vă spun că nu e nici o problemă pe stradă. Ca oriunde în lume, dacă nu te uiți la știri, nici nu știi că s-a întâmplat ceva. Nu cad rachete, nu sunt alarme, mai există mici probleme pe lângă graniți. Dar la fel cum suntem noi în București acum, dacă era o problemă la Baia Mare, tot veneam în București, că este destul de departe. Din punct de vedere al operației pe care tu o faci, partenerii din România au îndrăznit să reprogrameze grupurile sau deocamdată sunt în stand-by? Deci 7 octombrie nu era o zi ușoară pentru nimeni. Nicio religie pe lume nu e de acord cu ce s-a întâmplat. Agenții din România vor deja să înceapă piața, vor să se întoarcă cu grupurile. Ne întreabă toți când ne întoarcem, când facem, ce facem. Oamenii încă nu s-au liniștit suficient, dar ușor, ușor, și aici la târg se vede că deja se schimbă puțin ideea. Oamenii înțeleg că se poate făcut. Sunt unii agenți care au început să reprogrameze, chiar am primit ieri pe Facebook deja că primul grup a ajuns de român în Israel. Deci asta înseamnă că totul e safe. Nu venea nimeni și nici noi nu luam riscul să aducem pe cineva, oricine, dacă credem că este cea mai mică posibilitate să avem o problemă cu el. Asta ar fi cel mai rău. Deci dacă noi spunem că din mai se poate, probabil așa este. Mulțumesc! Plăcere, vă așteptăm! Stăm de vorbă cu reprezentantul celei mai mari agenții turoperatoare de incoming din Israel, care pentru prima dată are, hai să spunem, o reprezentare fizică la târgul de turism. Vă vine să credeți sau nu, chiar managerul general este prezent și mai avem și câteva persoane interesate de prezența acestui mare tur operator, așa că astăzi vom sta de vorbă cu managerul companiei SAR. Hi, nice to meet you. No, nice meeting you. Your first time in Romania? Actually, yeah, it's my first time in Romania. I'm very excited to be here. It's one of the very important exhibition coming to Romania and to start working with the Romanian market. For us, the Romanian market became a very strong market, and we're looking forward to have Romanian groups coming back to Israel as soon as possible. You already had Romanian groups coming through your company? Yes, we do. We do. We had a few groups coming on monthly basis from Romania to Israel. We do have a few agents that they have been with us for a long time, and we're growing up. We started from minimum number of groups and now it became bigger. So from which countries you had already group after 7th of October? We had groups from USA, mainly from USA, from Filipino, from Indonesia, from China. So we had groups coming from all around, yeah. And after 7th of October, they were staying in which hotels? They stayed mainly in Jerusalem, Bethlehem, and the Sea of Galilee, around the Sea of Galilee. Thank you very much. I wish you a lot of success, and I hope to see us again in Israel, also in Romania. Thank you. And all the best for everyone. Am vorbit cu turoperatorul din Israel, este normal să vorbim și cu hotelierul. Un hotelier din Betlehem, de la Hotel Betlehem, care este prezent la târg.
și hai să vorbim cu dumnealui. So, you are present in Romania to the fair. Please tell me, how is your hotel? Are you working now? Did you have tourists after 7th of October? How is your spirit? It's I'm just visiting here and trying to talk with the travel agent to bring people to the Holy Land. And we are in Bethlehem, we are, some of the hotels is open and some of them is closed. Tourists, not too much coming, maybe one or two group every day. It's very, very low. Thank you very much. Anyway, it's a very good news. You said that we have groups in Bethlehem. So that's the good news. So thank you very much. Thank you. Yes, of course, we have groups, but very little. Not 100 group every day, 2 or 3 groups every day. Thank you very much. Cum, dragilor, pentru că am vorbit cu tur operatorul din Israel, am vorbit cu hotelierul, trebuie să vorbim și cu agentul din România, să vedem ce spune și dumnealui, nu? Deci hai să vorbim cu domnul Vasile Nistor. Bună! Bună, bună, mă bucur să te revăd. Ne dorim pace și ne dorim să ne anunțați că de mâine putem veni. Cheia este la voi și faptul că totuși stăm aici la masă, hotelierul cu cel mai mare tur operator, cu ghidul, cu agentul, poate turismul nu are nicio religie. Turismul este despre politică. Da, nu are politică și de asta să ne gândim la oamenii care își doresc din nou. Aștept momentul în care să-mi spuneți că haideți, veniți din nou, e bine tot. La momentul actual există doar 2 linii aeriene care operează zboruri spre Tel Aviv, din București. Cred că mesajele de siguranță din zonă trebuie să fie mult mai pertinente, astfel încât să putem lua decizia de a reveni la tur operare. Mulțumim Dumnezeu, am trecut printr-o pandemie toți, am trecut prin încercări mai grele, fie ca și asta să aibă în sfârșit. Mulțumesc tare mult, Doamne ajută! Doamne ajută! Hei, și așa cum este frumos, pe lângă tur operator, pe lângă hotelier, avem și un transportator care la rândul lui are și hotel. Așa că stăm de vorbă cu domnul Tony. Hai să vedem ce ne spune și dumnealui. Este și dumnealui prezent aici la târg, așa cum sunt și ceilalți tur operatori și operatori de pe Israel. Hi, how are you, Tony? Fine. So, can you please tell us, after the 7th of October, did you had any groups coming? Honestly, not yet. So, your hotel, it's not open yet? It is open, but without any tourists. And the buses? Also, the buses is in the garage, waiting the pilgrims to come to visit the Holy Land. Thank you very much. We hope for the good and for the best and for peace. For peace, just for peace. Israelul ne poate fi vizitat cel mai ușor cu avion, mai greu cu vaporul sau în not sau terestru sub nicio formă. Stăm de vorbă cu domnul Iulian Scrieciu, care este manager pe România, care reprezintă Elalul. Bună ziua și mulțumesc pentru timpul acordat. Bună ziua, cu mare drag. Da, într-adevăr, noi suntem Tal Aviation GSA-ul Elal în România de aproape 2 ani. Compania Elal caracterizează prin siguranță și stabilitate. Încă de la începutul războiului noi am continuat să operăm, chiar am introdus curse noi din octombrie încoace, urmând ca în vara viitoare să avem un număr record de 13 zboruri pe săptămână. Urmează să ne mai dezvoltăm, acum ne uităm și la alte orașe, țintele principale fiind Cluj și Iași. Avioanele momentan sunt pline, am avut nici întârzieri, nici anulări, în toată această perioadă un pic mai tulbure. Acum avem o delegație de aproximativ 15 persoane care sunt preot, care îi voi însoți. Plecarea o să fie pe 29 februarie și returul pe 3 martie. Deja avem solicitări de la câteva agenții pentru grupuri de aproximativ 50 de persoane care încep chiar din luna martie să zboare. Mulțumesc, să fie cu succes! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Înainte să plecăm, nu putem să încheiem totul fără să vorbim cu reprezentanții international, doamna Haya Marah, respectiv domnul Rafi Shelef. Câteva cuvinte vom putea auzi și de la dumnealor. Hi, Haya, how are you? Hi, I'm okay. Very happy to be in Bucharest. Hope the tourism will come back in a very short time. Looking forward for a good day. And did you have any bookings from Romania so far after the 7th of October, and how do you see the future? The future, it's a little bit unknown yet. We do have some groups in March. Hopefully it will come. They're looking for
more and more people to come. Thank you very much. Hoping for the best. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, Mr. President. How are you? Hi, Alina. Nice seeing you again. A long time I haven't seen you. Yes, you're right. I haven't been to the fair here and for a very long time. So, looking at the big picture, not only about Romanian market, because the company operates on different markets. How do you see the big picture of incoming in Israel from the whole world? Look, the big picture is not very encouraging at the moment, and one cannot be too optimistic. But together with that, we're already seeing signs of some kind of recovery. We have groups from Latin America, from Colombia, from Argentina. We have groups from the United States and also from Germany and Austria. Romania has been very, very slow from that point of view. We have one group from Romania coming in the next few weeks. Other than that, there's nothing. So we all have to be patient, and we are sure that when things quieten down, Romania will be back on the map again. God bless Israel and God bless Romania. The same to you, Alina, and to everybody. Thank you very much. Iar la încheierea materialului de la Romexpo, de la Târgu de Turism, nu putem să încheiem fără dragii noștri abonați, fani, iubitori, prieteni până la sfârșit. Așa că alături de mine am pe doamna Cornelia Sârbu. Eu am anunțat pe YouTube că voi fi la... Da. Ăla a fost cel mai bun lucru, e-mailul. Da, a venit automat? Da, rândul trecut v-am pierdut pentru că nu pe YouTube nu am fost anunțată. Da. Da. Deci, dragilor, am anunțat că voi veni la târg, eu am venit aseară, chiar dacă, așa cum am spus, m-am îmbarcat la check-in fără să-mi dea loc în avion. Am primit locul abia în momentul în care am intrat în avion, a fost foarte plin. Au fost două zboruri aseară, dimineața la 7 și acum. Până la urmă m-au îmbarcat, dar a fost plin avionul. Deci, dragilor, am ajuns și doamna Cornelia Sârbu și-a făcut timp și a venit să vadă care sunt tendințele turismului și nu mai mult decât atât a venit să ne și vedem. Deci, doamna Cornelia, spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare viața după evenimentul din 7 octombrie din Israel? Cum să mi se pare? Foarte multă dezinformare la noi în România, cel puțin, pentru că încerc să mă informez, dar degeaba mă informez, pentru că ai noștri dau știrile după cum li se ordonă de undeva de sus. Asta este părerea mea personală. Mass media noastră lucrează după ordine suspuse. Mă bucur că totuși v-ați revenit câtuși de puțin din șocul ăla. Viața continuă în Israel. Îmi pare rău că li s-a întâmplat atâtea nenorociri și sper ca Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră și de noi toți, pentru că văd că lumina asta a războiului planează peste tot. Așa este. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi și să trecem cu bine peste toate și să ne vedem la Ierusalim, nu? Așa sănătoși. Spune psalmul. Sănătoși, să ne vedem sănătoși. Unde? Dumnezeu știe și ne îndrumă. Dacă n-o fi cel de pe pământ, să fie cel din ceruri, dar tot Ierusalim să fie, nu? Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit și mă bucur enorm că ne-am văzut și față în față și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi. Țineam foarte mult să vă cunosc și personal, că de urmări vă urmăresc cu literă de lege. Nu există clip, nu există vlog să nu-l urmăresc. Și vroiam să vă cunosc și personal, de-aia am și venit. Mulțumesc mult că ați venit! Cu multă plăcere!